funcționat noastră. Ideea de bază a fost să menținem nivelul taselor la nivelul din anul 2012 pentru a nu mai crește povara fiscală atât pentru agenții economici cât și pentru cetățeni. În același timp, acolo unde a fost posibil, dacă a fost posibil să facem anumite reduceri, le-am făcut. Trebuie să avem în vedere acel echilibru bugetar. Deci menținem nivelul taselor și impozitelor la nivelul anului 2012 pentru că avem nevoie de casări bugetare, avem proiecte în derulare. Mai mult decât atât, cred că va trebui să avem în vedere atragerea unor fonduri extrabugetare, mă refer aici fonduri europene, alocații bugetare guvernamentale, deci să ridicăm presiunea de bugetul local și de unii cetățenilor și agenților economici, pentru că anul 2013 se anunță a fi un an greu din punct de vedere economic. Asta este și sensul actualei măsuri de a relaxa puțin povara fiscală, de a permite unor agenții economici să înceapă anumite activități, pentru că principiul trebuie să fie lărgirea bazei de impozitare, astfel încât să luăm câte puțin de la mai mulți, decât să luăm mai mult de la cei din ce mai puțin. Asta este și spiritul acestei hotărâri. Și noi am și avut astăzi o discuție împreună și cu consilierii USR, am ajuns la această decizie și cred că și noastră sunteți de acord să păstrăm acest nivel și în anul 2013.